Speranța noastră este mare de tot, deci nicio șansă. Speranța noastră este să găsim avion din Bangkok. De la Cutia Neagră avem speranța ca lângă Dragonul Roșu să fie și un bilet de avion de aici, dacă se poate, de pe aeroportul local. Dacă nu avea aeroport, să nu mai poate în toată țara să ajungem în Bangkok, să mă coc. Ai prins-o? Hai, așa că aș vrea să plecăm direct de aici. Eu nu vreau să plecăm. A venit momentul să deschid din nou această cutie. Momentele astea nu-mi plac foarte mult, pentru că ați mai rămas puțin. Și mai ales când este vorba despre dragii mei, Liviu și Andrei. V-am spus de-abia acum care este ultima echipă. Dar cred că știați, pentru că a fost clară ordinea în care ați plecat de la misiune. Suntem la final de cursă și să plecăm acum e groaznic. Deci starea noastră e mai avansată decât dacă eram a șasea echipă sau a șaptea echipă. Suntem stresați, suntem supărați un pic pentru ziua de astăzi și cam asta e starea. După ce n-ai mâncat, după ce dormi prost, nu reușești să odihnești, nu vorbești cu familia, nu știi ce e pe acasă, nu știi ce e pe masă. Eu știu ce e asta, sunt dezastru. Starea nu e tocmai bună. Astăzi, Cutia Neagră ascunde un dragon. Hai să vedem împreună. Ai, ai, verde! Verzișorul! Mulțumim, Gina! Asta ce înseamnă, dragii mei? Am zis că mai avem o șansă la finală, la Marele Premiu, că nu m-am chinuit aproape luna de zile și am mâncat pisici și șobolani și insecte ca să nu câștig finala. Eu mă bucur foarte mult pentru voi că rămâneți în continuare alături de noi. Însă o să aveți un handicap. Oh. Ești ultimul, suporți consecință. Te distrezi, e primul handicap pe care l-am avut. Până la handicap, vreau să vă spun că le-am păcălit pe Raluca și pe Ana. Aveți cu totul și cu totul alt premiu. Un premiu. Da, e așa simplu. Da, premiul vostru. Aolea, mi-e frică. De ce? Nu știu dacă e de bine. Astea s-ar putea să nu fie un om, să nu fie greu, să nu fie... Să este fie premiu. Foarte greu, are câteva tone, într-adevăr. Wow! Da? O mașină! O primim de tot? Doar până la următoarea etapă. Wow, nu cred. Cum adică? Ai văzut? Tara! Are și mașină? Și unde mergem cu ea? O să mergeți cu ea. Acum asta să mergeți? Da. Ce tare! Unde? Până la următorul punct de control. O să ce faceți și misiunile. Facem misiunile, ok. Mergând cu această din loc în loc cu această mașină. E? Bineînțeles că Raluca cu Ana sunt în avantaj. Au mașina la dispoziție, nu trebuie să schimbe transportul. Plus că e mașina rapidă care știe unde să meargă. E mare avantaj. O mașină așa cum merităm. Așa cum merităm. Nu putem să luăm și celelalte echipe cu noi. Doar voi ați câștigat și este meritul vostru. Am face cel mai tare party ever. Puteți vorbi cu cine vreți voi din mașină. Avem și laptop. A? Wow! Punem muzică la bani! Ne punem muzica noastră, să zicem și noi că suntem internaționale. Și scaune din piele aveți. Puteți să ne urcăm?